Salutări for everyone. Vă prezint acum un aparat de lipit pânză panglică prin inducție, bineînțeles cu alămire. Deci inducție, dar cu alămire. Deci asta e o metodă mai veche de lipire a pânzelor panglică, deci cu alămire. Deci aparatele astea care sunt acum mai nou nu se mai lipesc așa, se lipesc direct prin inducție, dar fără alămire, la o amperaj mult mai mare. Dar eu ăsta l-am acasă și cu ăsta mai lipesc eu când am mai rupt pânza panglică. Așa. Înainte ca să lipești pânza, deci ea trebuie pregătită. Da? Să pilește pânza atât aici, cam vreo 3-4 cm, cât vine prinsă sub bacul ăsta, care vine ca să n-aibă niciun gram de rugină, deci chiar mai mult poți să o iei la polizor. Deci și pe o parte și pe alta. După aia să pilește bacurile astea, și astea trebuie pilite și jos și sus. Le iei cu jmirlegul. Eu cu jmirlegul le iau și pânza o iau la polizor. Și plus mai este polizarea aia specială la pânză, aici bași pe capăt, unde o 3 mm, unde vine pusă alama. Pentru că pânzele astea două se încalecă aici una peste alta și între ele vine pusă alama. Da? Cum se vede acolo. Deci ele se încalecă aici una peste alta și între ele vine pusă alama, care face priza între ele. Deci polizarea asta, polizarea baclor și polizarea specială aici. Deci, la pânză faci cu polizorul. Uitați aici, asta e piatra mea de polizor, aici cu care pilesc eu. Asta, cu asta pilesc. Dacă am ceva la polizor. Așa, și între ele se pune alamă. Uitați aici, am ceva alamă de 0,2 am eu. Deci se taie o fâșie. Nu am o farfecă, dar să am și o farfecă aici cu care tai. Nu, no, una bună, cât de cât să fie, rămână cât de dreaptă. Da? Se taie o fâșie de alamă, cam de 2 mm așa de lată, care va veni băgată aici între astea două pânze și bineînțeles că ea trebuie tăiată și pe lung, să nu fie mai lungă decât e pânza panglică. Deci trebuie să fie de 2 mm de lată și lungă cât e o pânză panglică. Deci trebuie tăiată la asta. Și se pune între alea două, da? După ce se pune între alea două, eu acum numai spun cum trebuie făcut. Se pune borax. Hai să iau un pic de bură, dacă pot să iau, dacă pot să iau. Nu pot să iau, să pun. Deci, aici, între astea două, deci se pune borax așa, dar se pune serios. Eu am pus un picuț acum de borax, că nu pot să iau cu o mână, țin de filmat. Deci aici se pune borax și plus pe lamela asta mai iau eu ceva borax. Și când dau la inducție, dedesubt aici, țin și aici, să facă și aici cu borax. Da? Așa. Deci bora sus, bora jos pe asta. Și când lipesc, uitați aici jos, am o lamelă care face contactul la 2,20. Deci am o treaptă și am și a doua treaptă pentru pânză mai lată. Asta. Și când încep să lipesc, dau un puțin, iar opresc, iar până până începe să roșească pânza, da? Deci e o chestie foarte sensibilă aici cu lipirea. Când începe să roșească, tot din scurt în scurt, așa, și întrerup și las, nu dau dintr-o dată, că prea se încălzește dintr-o dată. Se roșește bine până începe să dea să albească. Și acum, aici, trebuie să ai ochiul format, cam să vezi când se topește alama, când se topește și boraxul ăla, că și boraxul ăla dispare, ca să vezi când e lipită. Deci când e topită la mine, nici prea tare nu-i bună încălzită și atunci se lasă, aici are o clapetă care
să bag între ele două, eu n-am mai pus-o acum, ca să se strângă câte o la alta. Deci astea două trebuie strânsă de clapeta asta, uitați aici, clapeta. Da? Clapeta asta care se strânge. Eu n-am mai montat-o la loc, ea trebuia băgată pe dedesubt de pânză pe anglică, ca să vă arăt cum se lasă. Numai spun și o las jos, ca să strângi pe ele. Să fie strânsă pe ele și să fie strânsă bine după ce e lipită. Așa, după ce o lipești, bineînțeles că asta desfac de aici, dau jos, pe o parte o șterg așa cu flexul, după care o bag din nou să o decălesc. Deci eu o lucesc așa să fie, că ea să face un fel de zgură neagră după ce e lipită. Iau zgura aia și ca să fie luci, ca să văd când, cum o decălesc, ea e, deja e prea cimentată acum și se rupe dacă tai așa cu ea. O vinețesc așa, pur și simplu, iară, țic, 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 până vinețesc, parcă dă un pic și să roșească, un picuț așa la loc, se vadă. Așa, atunci e decălită, o dau jos și o iau ori la polizor, ori cu flexul și pe o parte și pe alta, să fie cam atâta de groasă cât e originală, că dacă e prea groasă, bate, dacă e prea groasă. Deci nu e bun să fie mai gros cât e originală, că bate. Mai o protejează carara de la pânză, dar totuși, ea trebuie să fie pilită și pe o parte și pe alta să fie destulă cât e. Cam asta e treaba cu lipitul. Deci e o chestie foarte sensibilă când o lipești. Nu merge numai oricum. Eu am făcut probe pe alte pânze rele până m-am obișnuit așa să învăț ca să lipesc. Deci ea se încalică iar așa, deci nu mă zic că se încalică vreo 3 mm, cam maxim 3 mm. Deci dacă asta e de tai de 2 din alamă, cam maxim 3 mm. Nu fie încalecată mult, că nu are rost să pui nici alamă multă, că nu. După aia rămâne acolo foarte gros, nu poți să o subțiesc că trebuie și să rupe pânza la tăiere. Deci e o chestie foarte sensibilă. Cam asta e treaba cu alămirea pânzelor de pancă. Eu vă mulțumesc, vă doresc numai bine și spor la tăia de lemne.